Ne-am reîntors, stimați telespectatori. Domnule deputat, am înțeles că ați avut o activitate prodigioasă în Parlament și sunteți împotriva celor care sunt incompetenți și este foarte corect. Aș vrea să fac o scurtă precizare, doar de o propoziție aici. Să știți că în ultima perioadă lucrurile s-au mai așezat, lucrurile funcționează mai bine din punct de vedere a justiției. Dar știți ce sesizez? Că principalul flagel al nedeterminării, al proastei guvernări, al neimplicării și a necreșterii nivelului de trai nu mai deține cap de listă corupția, ci din punctul meu de vedere este incompetența. Incompetența la momentul de față este lucrul care dăunează cel mai grav sănătății românilor, ca să parafrazăm din aceste elemente de publicitate pe care le fac uneori cei din mass media. Și pentru că ați adus aminte despre acest lucru, aș dori, pentru începutul părții acesteia de emisiune, să vă citesc un mic fragment dintr-o scrisoare scrisă lui Vlahuță de către Ion Luca Caragiale când se afla la Berlin. Și spune așa: pentru nimic în lume n-aș părăsi acest colț de viață străină pentru a mă reîntoarce în patrie. Să mai văd ceea ce am văzut, să mai sufăr ceea ce am suferit, aceleași mutre, aceleași fosile care conduc viața publică, otrăvindu-ne numai cu privirile lor stupide și bănuitoare. Nu, dragul meu, nu. M-am exilat și atât. Aerul de aici îmi priește, sunt mulțumit cu ai mei și n-am ce căuta într-o țară unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul vieții demne de compătimit. Asta era trist. La 1900-1911. Credeți că nu se regăsește și în perioada actuală? Asta e problema. Se regăsește. Noi suntem un neam balcanic, un neam care am fost aici la întretăierea drumurilor. Ne-au lovit dintr-o parte hunii, ne-au lovit dintr-o parte slavii, ne-au lovit dintr-o parte tătari, ne-au lovit din altă parte turcii, ne-au lovit din altă parte popoarele migratoare. Toți și-au lăsat amprenta încă de la formarea poporului român, dacă ne aducem aminte de legiunile de veterani care au rămas aici, cei care aveau o mai bună dare de mână, cei care aveau gospodării acasă s-au întors. Cei care n-aveau nimic de pierdut au rămas aici. Nu vreau să intru pe teme de genetică, nu vreau să intru pentru că eu cred că în timp lucrurile se pot rafina. Din păcate purtăm și niște tare. Le purtăm pentru că până la urmă emisarii, reprezentanții poporului român vin din mijlocul lui. Și atunci poate fi și o reflexie. Dar eu cred că dacă tot trimitem acolo oameni reprezentanți, să-i trimitem pe cei mai buni, să-i trimitem pe cei care au ceva de spus și spun în baza a ceea ce au făcut și au făcut în baza a ceea ce au gândit, iar gândirea le vine dintr-o educație, dintr-o instruire temeinică, structurată, printr-o parcurgere a etapelor socioprofesionale în mod normal, în și mod firesc. Selecția partidului ar trebui să fie riguroasă. Sigur, în contextul. Sigur, dar am și spus mai devreme. Am și spus mai devreme, cu tot oprobiul pe care am să mi-l atrag, că există și ticăloși și există peste tot. Important că ar trebui această cantitate a lor din toate partidele să scadă de la etapă la etapă. Domnule deputat, în contextul ceea ce noi încercăm în Partidul Național Liberal. Dumneavoastră, vedeți, lucrurile sunt într-un fel în discurs și e frumos, dar în teren lucrurile sunt totuși delicate. Adică eu am și argumentul să spun aceste lucruri pentru că am fost primarul municipiului Roman. Corect. Și eu văd acum pe jos venind și circulând pe trotuare și întâlnindu-mă cu oamenii, cum mă primesc oamenii, cum mă respectă, cum mă salută și privind în ochii lor, am încrederea de merge mai departe și am argumentul de a emite puncte de valoare pe care le doresc să devină niște jaloane și în activitatea mea și în activitatea altora, având și formarea aceasta de profesor, adică de a instrui, de a forma, de a căli, dacă vreți, și a determina destine chiar. De acord cu dumneavoastră, numai să știți că, apropo de concetățenii dumneavoastră care v-au trimis în Parlament, să știți că din 10 oameni cu care te întâlnești la coafor, în taxiu, la restaurant, în târg, noi sunt nemulțumiți de actuala conducere administrativ-teritorială a municipiului. Ei, nu știu dacă este chiar așa, adică 9 din 10 chiar mi se pare, nu, nu. Eu am zis de coafor, taximetrie și... Nu, 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 nu este așa. Dar trebuie adică, să fie exagerat sigur, numărul, sigur da. Este exagerat. Uite, eu îmi propun în septembrie să fac un sondaj de opinie aici pe Roman, am să fac și să-l anunț și o să vedeți că... Apropo de sondaj,
S-a făcut avangard domnul director de acolo, Pieleanu, nu mai departe de aseară, și din datele prezentate de el se pare că PSD-ul se află între 35-40% în sufragile alegătorilor, Partidul dumneavoastră, Partidul Național Liberal, 22-25%, urmând celelalte partide. Nu vorbim de ele pentru că nu e cazul. Bun, dar vorbim de domnul Pieleanu, care se află în siajul guvernării și a puterii. Hai să vorbim de curs. Da, acolo, care cursul odată acum 29, câte zile ne-a dat cu 29%. Da, cursul 4. Nefiind din anturajul PNL, atenție! Da, de adevărat, dai condus de Alin Teodorescu. Da, și Alin Teodorescu a fost membru al guvernului PSD. Și șef al cancelariei. Despre ce vorbim? Da. Adică nu-l putem bănui de o gândire liberală pe domnul Teodorescu, care a făcut parte din echipa PSD. Îl putem bănui măcar, să zicem așa, de o obiectivitate. Atâta timp cât atunci dânsul ne-a dat cu 29 și PSD-ul cu 28. Da. Și ca să vedeți buna mea credință, eu nu spun că este așa. Dar aș putea să fac măcar o interpolare între cele două valori. Și dacă pun 22 și cu 29, iată că mă ridic undeva către 26. Corect. Și dacă vin dincolo între 35 și 28, vin și acolo undeva în jur de 32. 25, cam da, așa, da, ca să fiu corect. Deci vedeți că lucrurile sunt mai strânse. Eu cred că în momentul de față, și încerc să fiu obiectiv, că nu păcălesc pe nimeni, mi-aș fura căciul la mie. Eu cred că între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal este vorba de vreo 4-5%. 6, hai să zicem, da. Problema... Am zis 4-5-6, da. Uite de media, 5. Că sunteți 5, da. Da. Zicem un 5%. Ce arată o creștere? Gândiți-vă când acum un an de zile conducerea actuală a Partidului Național Liberal a preluat, era 19,2%. Deci dacă venim pe acest calcul, avem o creștere de cel puțin 8%. Deci avem o creștere într-un an de zile. Sigur, lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Adică lucrurile sunt departe de a fi foarte bune. Adică este o problemă de preluare a puterii, de lider. Avem mai ales că mai există și în partid. De celelalte. Mai există și în partid controverse, să știți. Corect. În orice partid, păi dacă ne uităm la PSD, numai acolo avem câteva tabere, nu? Avem tabăra lui Ponta, care a fost prim-ministru României și s-a și desprins cu o parte din membrii de acolo. Avem tabăra fostului prim-ministru înaintea lui actuala. Grindeanu. Nu, celălalt. Tudose, care deja stă în expectativă și așteaptă cum joacă și face opoziție în interiorul partidului. El întotdeauna stat în expectativă. Așa este. Avem Grindeanu, care s-a retras deja în plan administrativ. L-au retras. Mai corect. Da, da, și cu accepțiunea lui, pentru că nu i-a convenit când a fost dat afară de prim-ministru, dar i-a convenit când i s-a dat un post cu 15.000 de euro salari pe lună. Corect, da. Ca să nu fim ipocriți. Avea o organizație mare. Avea organizare mare și ca să nu-l piardă, ăsta a fost prețul. Se întâmplă. V-am spus, nicăieri nu-i rai, nicăieri nu-i iad. Așa la dumneavoastră există. Păi, ce am spus? Gruparea Blaga. Există grupa Iulian Dumitrescu. Păi nu, dar stați așa, eu când a avut loc întâlnirea aceasta Blaga, am fost invitat. Așa, și nu? Eu am fost acolo. A fost acolo. Am fost acolo. Păi vreau să vă spun că s-a dat semnalul de susținere a președintelui Ludovic Orban, s-a dat semnalul de susținere a actualei conduceri și ca fiecare, chiar domnul Blaga a spus cu subiect și predicat, fiecare membru din PNL să treacă la muncă, să lase speculațiile și lucrurile urâte pe la spate. Adică, deci, până la urmă, nu este o grupare Blaga atâta timp cât discuțiile cu vechii pedeliști au condus către o susținere a lui Ludovic Orban și actualii conduceri. Dar se mai vorbește despre vechii pedeliști în cadrul fuziunii PNL-PDL? Tocmai asta a fost ideea, să se termine cu acest subiect. Toată lumea prezentă face parte din Partidul Național Liberal. Avem un statut, avem principii, pe ele trebuie să mergem și să se termine odată cu controversele și cu tot felul de bisericuțe. Acesta a fost mesajul domnului Blaga. Și totuși șeful de la Ilfov, Iulian Dumitrescu. Dar șeful de la Ilfov nu provine din fostul PDL. Nu, corect. Nu. Da. E penelist. Da. El împreună cu alții, deci cu Vâlcea, cu Oltu, cu Prahova și nu. Oltu, vă spun, dacă ați văzut ieri în presă, a dat dezmințire. Da, corect. Da, vreți să vă citesc? Acum am aici. Vă cred. Deci cred.
tu a spus că este o făcătură. Deci sunt 3 și cu 6 sectoare se fac 9, da? Nu 6 sectoare, din ele sunt 4. 4. 4 și cu 3, 7. 7. 7 organizații care doresc la conferința națională un congres extraordinar, nu? Știți cum e? Votul e liber, votul e liber. Să-și poți. Și noi am vrut să venim la guvernare. Dacă nu ne-au votat românii degeaba, am vrut. Pentru că românii au sancționat. Și atunci trebuie să respecti votul popular. Așa cum eu sunt convins că și la următoarele alegeri românii vor sancționa actuala putere, actuala guvernanță care are loc și ne face de râs peste tot în țară și peste tot în Europa și pe principiul rotirii la guvernare se va întâmpla ca altcineva să guverneze. Și până la urmă această rutină e un lucru bun, pentru că oricine vine vrea să arate că e mai bun, vrea să se implice, să facă mai bine. Și aceasta nu poate fi decât spre câștigul românilor. Deci, așa cum am spus, în toate partidele sunt puncte de vedere diferite. Mai mult la PNL, unde gândirea liberală dă voie și prin asta se identifică Partidul Național Liberal cu existență de 143 de ani, tocmai prin faptul că aici lucrurile se spun. Vreau să vă spun că eu fac parte din biroul executiv și au fost discuții și dezbateri aprinse, chiar și din partea noastră, care facem parte din actuala conducere. Sunt păreri pro și contra. Venim cu argumente, le dezbatem, supunem la vot și apoi mergem mai departe. Pentru că s-a discutat de preluarea puterii în partid de către ori de către Iulian Dumitrescu, care este liderul senatorilor dumneavoastră, nu? Liderul grupului de senat, parlamentar, da. Marian Petrache, care a spus că dacă va avea loc o conferință națională și care va cere un congres extraordinar pentru a se scoate toate funcțiile la concurs, nu poți să faci acest lucru atâta timp cât acum un an ai avut un congres cu 5.000 de oameni, cel mai mare congres din istoria post-decembrista PNL și în care actuala conducere din cei 5.000 a fost aleasă cu 4.000. Deci este o legitimitate și este o funcționare în baza statutului corectă. Atunci, nu poți să vii cu un congres acum. Conferința națională din 4 august, ce se va întâmpla totuși? În această conferință se vor discuta principiile bunei guvernări liberale, se vor discuta criteriile, parcursul și metodologia de desemnare a candidaților la alegerile europarlamentare, vor fi discutate, dezbătute și propuse modificări la statut. Deci, conferința națională este cea care operează între congrese. În momentul în care această conferință, la care sunt convocați aproape 1500 de persoane, vine și rezolvă aceste probleme, se merge mai departe. Nu există niciun fel de problemă. Nu poți să convoci un congres când vrei și cum vrei, când ai o conducere legitimă aleasă și când această conducere, în acest an de când este aleasă, până s-a așezat, până a restructurat, până a venit să-și implementeze propriile idei în conducerea PNL, deja a dovedit că este o creștere sustenabilă, pentru că creșterea s-a dovedit în timp a Partidului Național Liberal. Iar sigur că un punct de analiză vor fi după alegerile europarlamentare, dar mai important va fi după alegerile la prezidențiale. Acel moment a fost luat la congres ca moment de referință pentru analiza conducerii, alegerile prezidențiale. Și totuși, din perspectiva alegerilor prezidențiale, voturile în opoziție se fărâmițează, pentru că, iată, partidul fostului prim-ministru Cioloș urcă, are 8-10% și va rupe din voturile PNL. Aceasta este o poză de moment. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Dumneavoastră, care sunteți în media și un om cu experiență, eu care sunt un om politic, este o poză de moment dată de o imagine națională. Așa a fost și prezentat. Pentru că, dumneavoastră, gândiți-vă, când se ajunge în alegeri, vorbim deja de structuri, vorbim de organizații locale, vorbim de organizații pe secții de votare, până la nivelul fiecărei comune, a fiecărui sat. Este greu să obții performanță și în partidele de structură. Acesta este un partid de mesaj care vine în momentul de față, aruncă o temă, o susține, sunt oameni interesați, agrează acea temă, dar când lucrurile intră într-o campanie și sunt gândite global pe proiecte de dezvoltare, pe program de guvernare, pe principii sectoriale, pe lucruri care anunță obiective de investiție, atunci lucrurile se așează altfel, se sedimentează. În momentul de față este o emulsie care a atras privirea unor oameni, neînsemnând în mod automat că acest moment de atenție către respectiva problemă se va reflecta și într-un vot dat.
Acum, domnule deputat, eu ca simplu cetățean așa, și nu numai eu, și prietenii mei, ne întrebăm cu îngrijorare în ce țară trăim, în care președintele României este urmărit de Agenția Națională de Fisc, prim-ministrul României este cercetat in rem pentru, sau cum o fi acolo, are dosar penal pentru trădare, procurori de la Direcția Națională Anticorupție sunt inculpați sau au control judiciar, judecătorii vor coduri penale și o lege a lor, politicienii vor altceva, altceva, iar încarceratul vrea și el un alt fel de lege. Unde ne situăm în momentul acesta în Uniunea Europeană? Pentru că de capul nostru așa nu mai suntem. Știam foarte bine că în momentul în care am intrat în 2007 în Uniunea Europeană, vom pierde din suveranitate. Nu e vorba de pierdut de suveranitate, trebuie să achiesezi la niște lucruri. Atâta timp cât ai o legislație europeană și ai dori să intri în Uniunea Europeană, știți cum e? Când te duci și iei o bucată de carne, iei și cu cărniță macră, iei și cu os. Adică banii europeni pentru investiții și pentru proiecte sunt buni. Îți vine bine să iei ca să poți să faci investiții, să dezvolți. Când trebuie să respecti și niște reguli și niște norme asumate global la nivelul Uniunii Europene, atunci te deranjează și parcă n-ai mai vrea să joci în acest joc. E ca la păcătos cu împrumutul. Când iei împrumut, îți te bucuri când îl dai, îți moare vițelul. Despre asta vorbim. Și revin la un subiect pe care l-am avansat anterior. Eu consider că în momentul de față o lipsa funcționalității sau o funcționalitate proastă este dată în primul rând de incompetență. Eu cred că oamenii care trebuie să facă legi și au competență și abilitate pentru acest lucru trebuie să regăsească acolo. Oamenii care știu să conducă o instituție să se regăsească acolo. La noi funcționează, domnule, să-l punem pe X în această poziție și dacă unul zice de acolo, bă, dar vezi că ăsta nu-i bun acolo, e prost. Zice, bă, o fi prost, dar e prostul nostru, lasă-l acolo. Aceasta este o meteacnă păguboasă. Eu cred că trebuie promovați oamenii competenți, oamenii care au și simțul responsabilității și inițiativă și dorință de a se implica. Nimeni nu-i Mafalda, nimeni nu-i perfect, dar eu cred că o minimă evaluare ar trebui exista și aici vă dau dreptate că partidele ar trebui să fie mult mai atente atunci când desemnează pe anumite poziții anumiți oameni. Lucrurile trebuie să se facă cu mai mare responsabilitate. Din păcate nu se întâmplă așa și asistăm la ceea ce se întâmplă, ce spuneați dumneavoastră, la tot felul de derapaje și în domeniul justiției și în domeniul economic, pentru că au fost tot felul de interese, pentru că au fost și oameni care nu s-au priceput, pentru că a existat și corupție și tot acest cumul a dat o rezultantă care ne-a dus în situația, în poza aceasta de moment pe care dumneavoastră ați prezentat-o corect, de altfel. Acum, e la nivelul municipiului, e o discuție așa mai dură. Există o firmă care a făcut asociație și cu dumneavoastră, adică ați avut legătură cu ea. Verboti sau nu știu cum Dumnezeu se cheamă, că s-ar putea să greșesc. Și ce face această firmă? Ce a făcut? Îi face Viobeti, Cominpec SRL din București, care face fel de fel de sponsorizări la Primăria Roman, am înțeles, sau împreună cu Primăria Roman realizează activități culturale. De altfel și dumneavoastră a făcut, dacă nu mă înșel, Sătucul lui Moș Crăciun în 2016. Posibil, nu-mi spune absolut nimic această firmă mie. De nu vă spune, nu? Nu. Dar ați semnat. Laurențiu Dan Leoreanu scrie. Am semnat ce? A semnat un contract, un acord de colaborare. Dacă e colaborare și nu trebuie să pun bani eu primăria, nu? E perfect. Deci aici, dacă cineva vine și aduce un plus pentru comunitate și pe comunitate costă cât mai puțin, dacă se poate chiar deloc, e de bună credință. Asta înseamnă acord de colaborare. Da, asta înseamnă acord de colaborare, da. Pentru că altfel, dacă e pe bani, înseamnă contract. Bun. Și atunci activitatea Zargidava, acest festival al dacilor,
prima ediție de anul da. Acesta. A costat primăriei 100.000 de lei. Am auzit, eu nu am fost prezent așa. În comunitate, eu am discutat și cu alți colegi din țară, am înțeles că este o acțiune la nivel național, foarte multe primării de municipii și consilii județene fac acest lucru sub egida centenarului, pentru că prin activitate pe care o fac ei cumva desfășoară crâmpeie din istoria neamului românesc. V-am spus, eu nu am fost, îmi pare rău că n-am participat, dacă eram în Roman mergeam să văd și eu despre ce e vorba și aș fost mai în cunoștință de aș fost în cunoștință de cauză. Frumos de altfel, da. Am înțeles că au fost foarte mulți actori, personaje, foarte multe costume. Eu nu am cam văzut. Cam eterogen spectacolul, dar da, eu v-am da. Păi da, că una e ce vorbești la despre Daci, la Ștefan cel Mare, când ajung la războiul de independență, da. Războiul mondial, sigur da. Că lucrurile nu erau într-o plasă a omogenității, erau specifice fiecărei etape. Trupa ale istorică de milenii, da. Da, și destul de pestriță, ca să spunem da. Așa, în concordanță cu evoluția neamului românesc, să zic așa. Da, putem discuta. Aici, ca pe orice problemă, pot fi lucruri pro și contra. Adică unii puteau să spună nu ne trebuia așa ceva, alții care doresc să vadă și care doresc să promoveze municipiul sau să aducă și lucruri deosebite în Roman, pot să spună că ne trebuia așa ceva. A fost un exercițiu care s-a întâmplat, da. Care probabil ar trebui testat și dacă altă dată nu se mai dorește să nu se mai facă, dar pentru că s-a făcut o dată și să vadă, eu am văzut la Sighișoara această da, manifestare, a fost festival medieval și la Suceava, specială, da. Păi să nu credeți. Păi să nu credeți că acolo se fac cu 5 lei și la noi se fac cu 100. Corect. Nu. Toate aceste lucruri costă. Iar actul de cultură, după cum dumneavoastră știți, este scump. Ca să aduci o filarmonică la Roman e un preț, ca să aduci o cântăreață cu CD e alt preț. Depinde ce vrei, depinde ce poți. Sigur că lucrurile trebuie analizate, dar nu trebuie arunca cu anatema. Până la urmă, oamenii sunt cei care cătere, pot fi... Da, sunt reacția unor oameni cărora, dacă au fost prezenți, le-a plăcut, sunt oameni care consideră că poate nu trebuia făcut acest lucru. Sigur, nu poți să ai unanimitate. Unanimitate există numai în dictatură. Dar, în schimb, ce aș preceza eu, acolo unde avem o experiență, ea trebuie analizată și punctată pe fiecare din componentele ei și făcută o analiză. Dacă altă dată mai merită sau nu mai merită. Asta eu făceam ca primar. În momentul când parcurgeam o etapă, făceam o analiză și spuneam acest lucru altă dată n-am să-l mai fac. Sau altă dată am să fac acest lucru, dar modificat așa. Sau am să-l fac, a fost bun și am trunit sufragiul oamenilor. Deci o analiză totdeauna trebuie făcută. Domnul primar, dacă mâine s-ar întâmpla să aveți o moțiune de cenzură în Parlament la viitoarea legislatură și ați câștiga alegerile, aveți pregătit sigur. Guvernul din umbră? Deci vreau să vă spun că în acest moment avem pe un guvern restructurat de maxim 17-18 ministere, câte 3 persoane care mâine pot fi miniștri. Avem de asemenea elaborat de comisiile de specialitate politici guvernamentale pentru fiecare domeniu de activitate. Eu, de exemplu, am lucrat eu însumi împreună cu președinții comisiilor de specialitate din subordinea mea, eu fiind vicepreședinte la nivel național pe domeniul administrație publică, fonduri europene, dezvoltare regională sustenabilă, am discutat cu deci în subordinea mea se află 3 președinți de comisii la nivel național. Președintele pe administrație publică, președintele pe fonduri europene și președintele pe apărare civilă, ordine publică și siguranța cetățeanului. Deci cu fiecare am discutat, cu fiecare am elaborat structură de principiu pentru program de guvernare. Avem în acest moment pe fiecare domeniu de activitate o structură de program de guvernare, avem persoane, v-am spus, cel puțin 3 persoane pe fiecare minister, care mâine ar putea să fie miniștri, oameni care sunt recomandați în primul rând de activitatea lor profesională, nu de activitatea politică, și eu cred că nu, sunt sigur că am fi un guvern la noapte, dacă este pus mult mai bun decât guvernul actual. Domnule deputat... Și aș vrea să mai fac o precizare. Să știți, pentru Romașcani, că știu că interesează. Să știți că în această perioadă care a trecut de un an și jumătate,
a noii conducerii administrației publice locale a fost o perioadă foarte grea. A fost o perioadă care s-a lovit și de o iarnă foarte grea, iată și de o vară foarte capricioasă, în care foarte greu poți să faci lucrări. Ai o zi cu soare, trei plouă, vedem inundații, vedem tot ceea s-a ce se întâmplă. S-a primit la guvern la inundații 212 milioane de lei și ceva, nu? Unde? La județul Neamț. Da, da, au plecat la comunele care au fost rase, exact, case, un dezastru e și mai mare. Vreau să spun altceva. Începând cu anul următor, se va vedea în roman o emulație și o dezvoltare sustenabilă, așa cum i-am învățat eu pe Romașcan să fie. Pe bani europeni, am înțeles. Și pe bani europeni, dar și pe banii care au fost cu garanție guvernamentală, a contat un împrumut, și toți acești bani se vor găsi în programe importante de dezvoltare care vor acoperi tot orașul. Mulțumesc. E foarte greu să faci dezvoltare din opoziție. Eu am reușit-o probabil destul de greu și eu, pentru că jumătate din timp am fost la guvernare, jumătate am fost în opoziție. M-am zbătut mult, am găsit oameni cu care am putut să discut. Să încercăm și acum, să știți că sunt alături de primarul municipiului Roman, îl susțin, îl sprijin, îl sfătuiesc și le promit romașcanilor că anul următor vor avea un an bun. Domnule deputat, vă mulțumesc mult. Oriunde ai fi și oricine ai fi, telespectatorule, nu uita că te respect. Pe vinerea viitoare. La revedere tuturor, o zi bună, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani.